Cele mai avansate lucrări sunt cele de reabilitare a șarpantei finalizate în proporție de 60%. Cele la aripa sudică, unde specialiștii au păstrat structura de lemn de stejar, au fost terminate complet. Au fost demontate toate structurile de intervenții ulterioare de tip scaun din anii 60, respectiv în perioada secolului 19, astfel încât în momentul de față, și o să vedeți cei care veți urca cu noi, a fost redată practic imaginea barocă și foarte spectaculoasă a șarpantei. În paralel, se lucrează la restaurarea picturilor și stucaturilor descoperite în 2015 în cele două săli ale Palatului Baroc. Se lucrează la completarea lacunelor și la integrarea cromatică a acestor lacune, astfel încât cele trei vedute plus celelalte decorații începe deja să-și arate splendoarea și să fie ca și imagine foarte apropiată de ceea ce erau inițial. Și parcul din jurul Palatului Baroc va fi refăcut printr-un proiect transfrontalier în valoare de peste 770.000 de euro. Planul de reabilitare include plantarea de noi specii de arbori și refacerea amfiteatrului, trotuarelor și aleilor. Va fi, pe de altă parte, un parc istoric pentru că păstrează amprenta structurii de secolul 19 și este un parc și va fi un parc public pentru că beneficianul dorește ca în continuare acest parc să poată beneficia toată populația orașului. Este un proiect transfrontalier conceput în anul 2017. În anul 2018, în mai, s-a semnat contractul de finanțare. Implementarea a început în data de 1 iunie. Perioada de implementare este de 2 ani. Palatul Episcopiei Romano-Catolice va fi restaurat cu aproximativ 6 milioane de euro, bani alocați de guvernul maghiar. Lucrările urmează să fie finalizate în 2020, moment în care edificiul va fi introdus într-un circuit public.